20 de goluri s-au înscris în etapa cu numărul 15 din Liga a 5-a. Scorul etapei s-a înregistrat la Sân Miclăuș, unde partizanii locali le-au tăiat elanul jucătorilor de la Avântul Sâncel. În seria 1, liderul Gil Blaș continuă șirul victoriilor, detașându-se de ase pănat de locul 2 în clasament la 9 puncte. Iată rezultatele. Gil Blaș, Viitorul Bia 3-1, Viitorul Sântimbru 2, Gazmetan Valea Lungă 2-2, Spicul Bucerdea, Dacia Mihalți 3-1, Partizanii Sân Miclăuș, Avântul Sâncel 9-2, ase pănat de Langenthal Valea Lungă 5-1, ase Tineretul Șona, Crăciunelul de Jos 3-1, Perla Jidvei, Unirea Cergău 0-3. Etapa viitoare programează partidele. Dacia Mihalți, ase pănat, Avântul Sâncel, Gil Blaș, Crăciunelul de Jos, Unirea Cergău, Gazmetan Valea Lungă, Perla Jidvei, Langenthal Valea Lungă, Viitorul Sântimbru 2, Viitorul Bia, Spicul Bucerdea și ase Tineretul Șona, Partizanii Sân Miclăuș. În seria a doua, liderul FC Micești defilează spre promovare, având 8 puncte în fața următoarei clasate Mureșul Gâmbaș. Per total s-au consemnat 3 victorii ale gazdelor, 2 ale oaspeților și 2 rezultate de egalitate. Iată tabloul complet al rundei. Voința Beldiu, FC Lopadea 9, 5-4, Fortuna Lunca Mureșului, Sportul Ivezile 3-3, Mureșul Gâmbaș, Viitorul Unirea 1-1, FC Micești, Decebal Cricău 2-1, Progresul Fărău, Șoi Miciumbrut 4-0, ACS Băgău, Național Rădești 1-2, ASE Războieni Cetate, Voința Strâmț 0-2. Runda viitoare se va juca după următorul program: Voința Strâmț, Fortuna Lunca Mureșului, Național Rădești, FC Micești, Progresul Fărău, Voința Beldiu, Sportul Ivezile, ACS Băgău, Decebal Cricău, Mureșul Gâmbaș, Șoi Miciumbrut, Viitorul Unirea și FC Lopadea 9, ASE Războieni Cetate. Și Colorado Springs s-a deșteptat în fruntea clasamentului Serie A 3-a după victoria de acasă în fața Independenței Cut. Fotbaliștii din Spring au acumulat 42 de puncte, cu 7 mai mult decât ASE Cepianu. Dar iată rezultatele. Andreea Salba Iulia, Hidromecanica Șugac 2-8, Euro Spring, Viitorul Tărtăria 2-0, Colorado Spring, Independența Cut 2-0, Mureșul Săliștea, Orient Blandiana 1-0, Limbeni Limba, Viitorul Răhău 0-1, ASE Cepianu, CSO Cugir 1-1, Teldodo Alba Iulia, Activ Sport Ciugut 5-2. Etapa viitoare se vor juca următoarele partide: Viitorul Răhău, Euro Spring, CSO Cugir, Independența Cut, Viitorul Tărtăria, Colorado Spring, Orient Blandiana, Teldodo Alba Iulia, Hidromecanica Șugac, Limbeni Limba, Activ Sport Ciugut, Andreas Alba Iulia și ASE Cepianu, Mureșul Săliștea.